Să cânți pentru oameni e o mare fericire, susținea privighetoarea Moldovei, artista a poporului Tamara Ceban. Surioara mea dragă, ea e născută în Birizloci, județ Orhei. La 22 noiembrie 1914, în familia Alexandri și Savelii Taratanski, s-a născut o fată pe nume Tamara. Tamara s-a născut în satul Birizloci din raionul Orhei, iar Valea s-a născut aici, în casa asta. Și după aceea, altă eu nu știu. Dar asta o știu, când s-a mutat ei de la Birizloci, s-a mutat la școala la Cărăzeni. Și am dus eu cu căruța. După un timp, s-au mutat la Chișinău. În anii 60, tablou ăsta populez, Biserica Armelească și Biserica Sfântă Mine. Dacă vreți să știți, tare de mult a trăit în căsuța asta Tamara Ceban. Sosind la Chișinău în 1922, Savelii Taratanski a însușit o nouă și rară profesie pe atunci. În Chișinău nu erau mașini și el era primul șofer care umbla cu mașina și e, bineînțeles că lucra la stat. Noi n-am avut mașina noastră și lucra la stat. Vocea, harul Domnului, surorile au moștenit de la ambii părinți. Bineînțeles, am moștenit de la părinți. Tata cânta și mama cânta. Și întotdeauna noi ne strângeam, mai rog, când eram copii, ne strângeam și cântam. Tamara, ea a cântat când era la liceu încă. Ea a terminat liceul Regina Maria. Și după liceu am înțeles că a studiat medicină. Da. Da. Era infirmieră. Era infirmieră la Crucea Roșie. În tinerețe, Tamara a lucrat soră medicală, dar cânta mereu. Lui taică-său nu-i prea plăcea asta, dar ea a continuat să cânte. Mama era de acord, dar tata nu era de acord să aibă o profesie. Ce înseamnă cântăreață? Să aibă o profesie. Asta nu e profesie de cântăreață. Pe atunci, asta era așa. Fiindcă, cum să vă spun, ea n-a fi putut să aibă și conservator, fiindcă noi părinții erau, tata era șofer și n-aveam de unde. El era bucuros când ne dădea liceu. Tamara cânta la biserică și m-a luat și pe mine. Aici, în catedrala din centrul Chișinăului, veneau să cânte surorile Taratanski. Pe aceste scări, fetele urcau în strană pentru a participa la vecernii și liturghii. Am cântat sub bagheta lui Birizovski, era un cântăreț, un diacon extraordinar, Cristea Răposatu, Ursache era, niște voci tremurau, dar și singur Birizovski, tot că era el dirijor, dar el era și un cântăreț foarte bun. Aptitudinile vocale și dorința de a perfecționa maestria interpretativă a determinat-o pe tânăra cântăreață să încerce norocul la Conservatorul Unirii. Aici, Tamara a făcut cunoștință cu tenorul Leonid Boxan. În anii 30, când... 37, când am intrat eu la Conservatorul Unirii, care se afla pe strada Ștefan cel Mare și Armeana. Eram studenți, eu că studenți, ea lucra la, adică învăța la doamna Decescu, care era totul cântăreață și era directoare conservatorului. Învățând, ea lucra și ca infirmieră. Așa? Da, păi, da, așa era, în paralel, fiindcă, cum spune, ziua lucra aici la spitalul ăsta, care chiar acum Leș Sanup, cum se numește, cu Crivașev, era infirmieră de la, cum să spunem, blocul de reanimație și chirurgie. Ca de obicei, lângă conservator, ca și la noi acum, lângă Academie, este studioul de operă, care studenții
învață cum se poate pe scenă și când o să ajungă ei artiști, știți? Da. Deci este o practică a studenților. Păi da, asta e un obiect obligatoriu pentru studențe care trebuie să devină cântăreți de operă. În multe opere am evoluat, dar mi s-au păstrat numai două fotografii. Una care era din Boemă cu Pinkerton și Mimi și din Madame Butterfly cu Madame Butterfly și Pinkerton. Eu o cunosc pe Tamara din anul 1940, pe când eram student la primul conservator, cum a spus dumneavoastră, primul conservator din Chișinău, conservator de stat, și dânsa atunci frecventa lecțiile de canto la renumită cântăreață de la noi, de aici, de pe Plaiul Moldav, din Basarabia, cântăreață cu nume mondial, Lidia Lipkovska. Первую оперу, которую я услышал в живом исполнении. Trebuie să vă spun că prima operă pe care am ascultat-o, răsunând de pe scenă, a fost Chio Chio San. Partitura Chio Chio San era interpretată de Tamara Saverevna. De altfel, asta a fost cu mult înainte de deschiderea Teatrului Moldovenesc de Operă. Când s-a început războiul, ea a plecat pe front de aici ca infirmieră. Și acolo era pe front și la spital și le cântau la răniții cei și s-a găsit un om, cum ea când a venit de acolo, ea povestea că s-a găsit un general rănit și Tamara le cânta la rănit și el zice, fată, ce faci tu aici? Tu trebuie să duci să înveți, tu ai o voce bună. Hai, dacă îți trebuie să ajut. Și în Saratov, ea a învățat la conservatorul din Saratov. Deci, anul 4, un singur an. Revenind la Chișinău, Tamara Cebana a absolvit conservatorul, anul 5. Eram în cursul 1, dar ea în cursul 5. Și a venit ca solistă. Ea era solistă la Radio Comitet, pe atunci nu era televiziunea. Și a cântat ca solist acolo. Însă, bineînțeles, nu se gândea pe vremea aceea să devină cântăreață populară, adică să cânte cântecul popular, să cânte acea doină fermecătoare, acele cântece lirice, acele cântece de joc și așa mai departe. Mai târziu, ea devine, într-adevăr, interpretă de cântece populare aici, la radioul moldovenesc. Aici era o orchestră care era condusă de Pavel Bacinin și el interpreta cu orchestră melodii populare, cântece populare și dumneiei a fost invitată ca să încerce forțele și în acest domeniu la cântecul popular. Primul cântec înregistrat pe bandă de magnetofon și transmis în emisie la radio a fost La Morișca. Cel mai frumos stanii din vizita. Cum ajung torn în coș, stanii din vizita, dah, măriță-vă de jos, stanii din vizita. Tamara Savelevna a fost o cântăreață, vreau să vă spun, ce astăzi e mai rar. Din ce cauză? Din cauza că Tamara Savelevna a cântat în cele mai grele împrejurări după război. Nu erau nici microfoane, nu era transport, deja cum a fost spus că îmblam cu boi, îmblam cu căluța cu cai și la urmă eram prea bucuroși când a apărut o mașină pentru bagaj și ne-au făcut un fel de acoperământ din scânduri, noi credeam că ăsta e un limuzin nemaipomenit. Tamara Savelevna a ridicat din păturile folclorului moldovenesc multe cântece populare care le-a propagat
și la noi și dincolo de hotarele Republicii noastre, cum este, de exemplu, cânticul liric Hai Maică la Iar Mă Rog, cum este cânticul, să zicem, Bune Vinul Gheorghiuliu, adică cântice care nu s-au auzit, erau culese de prin diferite sate, însă Dumnezeu a făcut ca să răsune aceste cântice de pe scenă. Cânticul în stil folcloric Leana, prelucrat de David Fedov, text Leonid Corneanu, în originala interpretare a Tamarei Ceban, a cucerit inimile tuturor melomanilor. De popularitatea acestei piese ne convingem în filmul turnat în 1956, Noaptea în Carnaval, regizor Eldar Rezanov. În distribuție, Igor Ilinski și Ludmila Gurchenko. Все, Елена Ивановна, все, рабочий день окончен, пора, как говорится, и баньки. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам, ля-на! Și prima cântăreață femeie, cântăreață populară, care a îndrăznit să cânte cântecul popular la noi în Moldova. Fiind să știe, tradiția era așa ca toate cântecele și populare și de, cântate de lăutari erau numai bărbați. Însă este și prima femeie care a îndrăznit să cânte cântecul popular și a evoluat cu acest cântec popular pe scenă. O altă perlă folclorică este piesa Vin Bădiță, care a apărut pentru prima dată pe placa de patefon în 1956, care se producea în Chișinău la fabrică de jucării și plăci de gramofon.
unul care a înțeles stilul interpretativ a Tamarei Ciobanu era și compozitorul Dumitru Gheorghiță. Multe din cântecele lui Dumitru Gheorghiță se aflau în repertoriul Tamarei Saveline. Eu trebuie să spun că cea mai mare parte din repertoriul ei era și cântecele de autori. Celebra doină, semnată de Eugen Coca și Emilian Bukov, a răsunat pentru prima dată în 1949, la decada muzicii și dansului moldovenesc la Moscova. Odată Tamara Ciobanu mi-a spus, aș vrea să cânte, cânte, să-l audă Moscova. Ei zic, dau ralul, aia și prea. M-a poftit compozitorul Eugeniu Coca să scrim o operă împreună. I-a repetat cuvintele Tamarei. Și atunci i-am dat cuvinte pentru doină. Și am atras-o și pe Tamara Ciop. Și scriam cântecul acesta în trei, de fapt. Coca, muzică, Bukov. Textul, Tamara Ciobanu, vocalul.
Perioada de maturitate în ale cântecului, Tamara Ceban a petrecut-o în orchestra de muzică populară Fluieraș. Asta era copilul ei, Fluieraș. Тамара Васильевна была одной из основоположниц нашего ансамбля. Вот сейчас, после такого длительного периода... Тамара Савельевна a fost unul din fondatorii ansamblului nostru. Cine a făcut faima Moldovei? Nu Tamara Ciobanu, prin cântecul ei, a știut lumea de Moldova noastră și o numeau privighitoarea Moldovei. Ea era prima, în toate era prima. Era foarte veselă, foarte... iubitoare de oameni, știți? Era foarte bună. Ea, acum când a ajuns, de cum a cântăreața mare, ea foarte a ajutat pe mult, știți? Mult s-a ajutat, foarte mult. Era, cum să vă spun, mândră și când a auzit așa lucru că ce bătrâni ești, de-amu cântă, trebuie tineret, a doua zi n-a mai ieșit la lucru. Gata, s-a terminat cu asta. Și Tamara a plecat. A plecat la conservator, a avut elevi și foarte mult a suferit, fiindcă o durea, că a dat toată viața era a ei, ea n-avea copii. Pentru dânsa, filarmonia era casa ei. Ea a trăit cu cântecul. Casa nu o mângâia, o mângâia filarmonică, zi și noapte pleca cu concerte, și împletea în drum și învăța pe toți artiștii care erau. Doine, doine, atâta jale. Atâta flori cât a avut ea, cred că în viața ei nimeni n-a avut. Tamara Ceban a păstrat relații prietenești cu mulți interpreți, în special cu interpreta de romanțe născută la Chișinău, Ala Baianova. Aș vrea să menționez originalitatea manierii de a cânta și, desigur, talentul ei. Și mi se pare foarte caracternic pentru ea творчество, este to, că ona s-a единила в себе profesionalnă vocalnă școală с народной манерой исполнения, с народной манерой. Ce caracterizează creația ei? În primul rând, faptul că a știut să îmbine cerințele școlii vocale profesioniste cu maniera populară de interpretare. La rândul său, asta a făcut ca ea să fie înțeleasă și așteptată atât în cluburile din satele Moldovei, cât și pe cele mai mari scene ale țării, Europei, Americii de Nord, Indiei. Într-o nemurire a cântăreței a fost inaugurat concursul național al interpreților de cântec folcloric care îi poartă numele. Este un concurs, concursul de interpretare a cântecului popular Tamara Ciobanu, care a ajuns la 13-a ediție, deci el există de 26 de ani. Este un concurs bienal, cred că toată lumea a cunoscut-o foarte rafinată, foarte elegantă, cu un temperament extraordinar, cu un simț al culturii, cu un simț al cântului absolut fantastic, care îi plăcea să interpreteze atât folclorul autentic, cât și minunatele cântece stilizate, deci stilizate din folclorul nostru autentic și întotdeauna îl făcea cu cea mai mare maestrie și iscusință.